Aici s-ar putea să fie zgomot din cauza. Până aici. Putem începe? Da, oricând vreți. Bună ziua și bun găsit la o nouă ediție a Programului Național Chiașet, realizat prin colaborarea dintre Federația Comunităților Evreiești din România și American Jewish Joint Distribution Committee. În cadrul acestei ediții speciale, aveam onoarea de a avea alături de noi pe domnul Dr. Aed Arafat, secretar de stat în Ministerul Afacerilor Interne și șef al Departamentului pentru Situații de Urgență, și domnul Silviu Wexler, deputat în Parlamentul României și înalt reprezentant al Parlamentului României pentru combaterea antisemitismului și protejarea memoriei victimelor Holocaustului. Subiectul abordat astăzi, pandemia de COVID-19, este unul care se află cu siguranță pe buzele fiecăruia dintre noi această perioadă. Cu atât mai mult cu cât în ultimele zile, numărul îmbolnăvirilor a atins noi recorduri de cazuri zilnice. Le suntem recunoscători domnilor Aed Arafat și Silviu Wexler că au răspuns pozitiv invitații noastre, precum și celor care ne-au trimis întrebări pentru dânsii și, desigur, tuturor celor care sunt acum online și ne urmăresc. Sunt convins că împreună vom afla informații importante care să ne ajute să înțelegem mai bine cu ce ne confruntăm această perioadă și, în același timp, cum să depășim această perioadă mai ușor. Astfel, îi dau cuvântul domnului deputat Silviu Wexler, căruia pe această cale vreau să și mulțumesc că a facilitat organizarea acestei întâlniri. Domnule deputat. Bună seara tuturor. Bună seara, domnule ministru. Bună seara. Mă bucur tare mult să vă revăd. Și înainte de a începe discuția despre subiecte mai puțin plăcute, îmi aduc aminte cu multă plăcere, în urmă cu mulți ani când ne-am cunoscut, erați încă la Ministerul Sănătății, nu știu dacă vă mai aduceți aminte, dar ne-am cunoscut fiind vorba despre un actor din România care a mers la tratament pentru cancer în Israel și, din păcate, rămăsese blocat într-o serie de proceduri birocratice între cele două state. Și mi-aduc aminte foarte viu că v-am sunat atunci, cred că era undeva în jur de 1 dimineața, când ați răspuns. Dacă mi-aduc eu aminte corect, vă uitați atunci la un meci. Și cu toate astea, la un film mai degrabă. Dar până la urmă totul a fost cu succes și profit și acum de ocazie să vă mulțumesc pentru acest gest de omenie pe care l-ați făcut atunci. Am reușit să salvăm viața unui om și, din câte știu, ulterior și procedurile s-au schimbat în bine, ceea ce a fost o a doua situație care ne-a bucurat pe toți. Ne-am revăzut de-a lungul anilor și când a fost vorba de acordurile de colaborare pe situații de urgență cu statul Israel, care, din câte știu, sunt funcționale și nu pot decât să vă spun felicitări și să vă spun că mi-am făcut întotdeauna o plăcere deosebită să lucrăm împreună și să vă mulțumesc pentru un lucru care poate părea mic, respectiv faptul că ați răspuns întotdeauna la telefon. E o trăsătură, din păcate, din ce în ce mai rară, mai ales într-o situație cum este cea de acum, dar e un lucru care trebuie apreciat. Mulțumesc! Mulțumesc și eu! Domnule ministru, care este situația în prezent la nivel național? Deci, în România, după cum ați văzut, noi am avut o etapă care a mers bine, s-au luat măsuri destul de rapid, am reușit să controlăm situația, am început cu relaxarea, dar am recomandat unele măsuri compensatorii, pentru că de la început noi am explicat la toți că virusul rămâne, virusul nu dispare la acest moment, încă mai e, cel puțin ce estimează oamenii de știință, că până nu se găsește un vaccin, dacă nu se va găsi măcar 2 ani, vom avea probleme continue cu virusul ăsta în diferite ipostaze și în diferite țări. Dar în România acum suntem în faza în care majoritatea măsurilor de restricție s-au relaxat, au rămas câteva, alimentația în interiorul restaurantelor, teatrele, cinematografele, deci cam asta au rămas nerelaxate, însă
vedem, bineînțeles, o respingere inclusiv a măsurilor de protecție, adică purtatul măștilor, distanțarea. Deci încet, încet vedem o respingere din partea, mai ales a tinerilor, și o să explic acest lucru. Și vedem paralel cu acest lucru în ultima perioadă o creștere semnificativă a cazurilor. Deci am atins recorduri de cifre care noi nu l-am avut nici în perioada stării de urgență din lunile martie-aprilie. Am început să avem 700 de cazuri, adică 698 de cazuri. Astăzi, duminica, care de regulă duminica erau mai puține cazurile pentru că erau mai puține laboratoare, totuși au fost realizate 8.000 și ceva de teste și avem peste 400 de cazuri, cam 5% din teste pozitive. Deci toate astea ne atenționează că situația nu este stabilă și că dacă nu se iau măsuri, măcar în ultimul moment, că oamenii să respecte regulile de distanțare, s-ar putea să ne trezim la un moment cu o situație în care să forțeze autoritățile să revină la anumite măsuri de restricție, care nu sunt în discuție la acest moment. Nimeni nu l-a pus pe masă că din nou să se ia astfel de măsuri, ba mai mult s-a spus că nu se vor mai lua, dar depinde cum evoluează situația, s-ar putea să fim forțați pe măsuri punctuale, adică nu pe toată țara, dar în anumite zone, în anumite localități, în anumite orașe, să se ia astfel de măsuri, altfel riscăm să ajungem într-o situație care să nu putem să o controlăm deloc. Impactul major unde ar fi? Pentru că lumea zice, bine, asimptomaticii, săracii, n-au nicio problemă. Au o problemă foarte serioasă și asta este că ei pot transmite boala. Recent, Universitatea din Yale, din New York, a publicat un studiu care arată, cel puțin conform studiului făcut de universitatea respectivă, care e o universitate foarte prestigioasă, că peste 50% din infectări sunt cauzate de persoanele asimptomatice. Acest studiu spune foarte multe, pentru că în România foarte mult s-a axat pe ideea că asimptomaticul e o persoană sănătoasă care nimeni n-are dreptul să-i ceară să stea undeva la spital, la domiciliu și să aștepte. Să treacă o perioadă de 14 zile măcar. Deci aici a fost o problemă foarte serioasă și noi vedem acum că pe linie științifică se spune clar că și asimptomaticul transmite. A doua problemă care ne confruntăm cu ea acum, de când, și aici nu e niciun secret, România s-a confruntat cu o situație care cred că este unică. Noi am avut legislația pe care am lucrat sau pe care lucram lovită în Curtea Constituțională, una după cealaltă. Adică când ești în mijlocul bătăliei, te trezești că de fapt lași bătălie, lași lupta cu virusul, lași pregătirea, pentru că încă ne pregătim pentru valul 2, cum fac toate țările, și te apuci să scrii legi, să scrii documente, să scrii, să te cerți cu oamenii că asta trebuie așa, asta trebuie așa. Și la un moment ne-am trezit efectiv fără nicio unealtă în care să mai putem controla situația. Avem pacienți simptomatici care pleacă din spitale și refuză internarea. Nu mai putem controla situația de a rămâne la domiciliu măcar, și asta nu poate fi controlată. Și asta a dus, bineînțeles, de astăzi cifra cel puțin peste 500 de persoane care diagnosticate pozitiv, care includ și asimptomatici, care au refuzat să stea la spital și au plecat. Deci noi nu avem niciun control că persoanele astea, când merg la ele acasă, au contact cu familiile lor, dacă înțeleg riscul care ei sunt în el și riscul în care pun familia lor în el, după care familia lor, dacă nu spune nimic și pleacă la lucru, foarte probabil să transmită virusul. Deci situația este la acest moment un pic, să spun, scăpată de sub control comparativ cu începutul perioadei în care situația era foarte bine sub control pe durata lunilor martie-aprilie. Se discută de la acest moment, ce știm foarte bine, de legea carantinării. Noi am văzut foarte multe informații false răspândite și care au influențat foarte mult modul de gândire a populației, mai ales a unor categorii din populație. Una din aceste informații, că România este singură care practică anumite măsuri. Am stat ieri, astăzi am cerut de la delegația noastră permanentă la Comisia Europeană, am stat și am căutat legislații europene care să pot să văd ce spun.
și am citit legea finlandeză pe partea de prevenire de răspândire a bolilor contagioase. Și pot să spun că e mult mai dură decât legea propusă acum în Parlament. În legea propusă în Parlament nu există tratamentul obligatoriu la finlandez, pe lângă că te forțează la internare. Te forțează și la tratament. Și nu e singura țară. Marea Britanie are astfel de reguli. Sunt multe țări care au reguli. De ce? Pentru că noi nu vorbim de reguli care sunt create pentru COVID numai. Gândiți-vă, vă vine unul care este dintr-o zonă care este implicată într-o epidemie locală, cum a fost cu Ebola, apare într-un spital, simptomatologia arată că foarte probabil să fie pozitiv și nu vrea să stea în spital și vrea să plece acasă. Dacă nu-l ții în spital, persoana asta este o bombă biologică în mișcare care merge și transmite boala asta la câte persoane intră în contact cu el. Și poate să o facă și intenționat. Dacă n-ai nicio măsură să controlezi situația răspândirii bolilor transmisibile, înseamnă că majoritatea populației este în risc pentru respectarea drepturilor permanent a unei categorii limitate de oameni. Nimeni nu vrea să încalce drepturile permanent. Dar sunt momente în care, noi asta spunem, sunt momente în care dreptul individului poate fi limitat când impactul situației are un impact asupra dreptului comunității sau a majorității. Iar în bolile communicable disease, în bolile transmisibile, cum zicem în limba română, asta este perfect aplicabil. Vine unul care are tuberculoză, care are o boală care e contagioasă. Tuberculoza are o formă care noi spunem multi-drug resistant tuberculosis, care în România e plină de ea. Și se știe că România are această problemă. Și vine persoana respectivă, este un bacil care e rezistent la majoritatea medicamentelor, răspunde la foarte puține medicamente, se diagnostichează persoană și noi vrem să spunem că persoana respectivă are dreptul individual absolut de a decide să plece în comunitate și să infecteze pe alții. Deci aici legislația va trebui totuși înțeleasă și din punct de vedere medical și al sănătății publice. Revenind la COVID, situația noastră acum este delicată, pentru că impactul major a al infecțiilor va fi pe sistemul sanitar. Acolo au stat majoritatea problemelor, de la New York, la Lombardia, în Italia, la toate statele care au avut probleme majore. Problemele lor erau sistemul sanitar care n-a mai făcut față. Iar în România, la acest moment, din analiza noastră, pe COVID, după finalizarea stării de urgență, după ce totul s-a întors în spitale aproape la normal, aproape, noi am rămas cu aproape de 800 de paturi reale pentru terapie intensivă. Cu cât ne crește pentru terapie intensivă pentru COVID, cu probleme mari de personal, cu cât ne crește numărul pacienților în terapie intensivă, riscăm să fie unele spitale fără posibilități să salveze vieți și să trebuiască să transferăm bolnavii sau, cum ați văzut la Prahova, poate unii au văzut, am trimis o unitate mobilă de terapie intensivă pe un tir, una din patru cumpărate recent și care am ajuns acum să fie din 12 locuri în ea, 11 să fie ocupate. Galați astăzi ne-a cerut o nouă unitate de acest gen, a doua unitate va pleca la Galați pentru că nu mai fac față să separe bolnavii cu COVID de bolnavii care sunt non-COVID și să îngrijească bolnavii de terapie intensivă. Deci, problema noastră la acest moment, pe lângă certurilor politice, certurilor cu personaje care au găsit o platformă să se lanseze în perioada ei și nu cu nume și cu asta că n-are rost, noi avem o problemă de a ne pregăti medical și a ne pregăti pentru un alt val tot cu echipamente de protecție și cu tot ce ne trebuie, care nici acum nu este foarte ușor de rezolvat și nu sunt aceste echipamente foarte ușor de obținut. Deci cam asta este situația și din ce ați observat, poate lăsând cum au apărut atacurile pe social media și fake news-urile și suntem convinși cel puțin la un anumit nivel că au fost atacuri și din afara României care s-au folosit de această situație pe social media,
În afară de acest lucru, vedem că unii comunicatori care au comunicat la început și care au expertiză să comunice, nu mai vor să apară. Tocmai pentru că au fost atacați și nu toată lumea suportă atacurile în mass media, peste tot. Și atunci vedem profesori, medici care nu mai vor să apară să zică că situația e așa și să recomande ceva populației. Și asta a lăsat la liber să apară partea cealaltă, care de dimineața până seara pune sub semnul întrebării absolut tot ce se întâmplă la acest moment cu această boală. Cam asta este situația generală în România și recent, în ultima perioadă, și cu asta mă opresc să vă răspund la alte întrebări, în ultima perioadă vedem creștere continuă la numărul cazurilor de terapie intensivă. Noi am ajuns la aproape de 100 de cazuri pe 24 de ore, acum suntem continuu în jur la 240 și cifra asta continuă să ne crească. Acest lucru e un semn de alarmă și așa s-a întâmplat și în alte țări. A crescut încet, încet, după care a început creșterea exponențială care a creat problemele majore. Și în România trebuie să fim foarte atenți la acest aspect. Domnule ministru Rafat, o să vă pun o întrebare care este pe buzele tuturor ascultătorilor noștri și buzele tuturor românilor. Când se preconizează apariția unui vaccin ce va putea fi folosit la scară largă? Sunt întrebări multe pe asta, sunt foarte multe știri care ies. E posibil că la începutul anului viitor să fie ceva, să zicem, autorizat. Problema este utilizarea pe scară largă, deci asta este problema. Pentru că un vaccin trebuie fabricat pe scară largă, nu înseamnă România sau Statele Unite sau Europa sau Israel sau asta. Pe scară largă înseamnă să pot să vaccinez nu sute de milioane și miliarde de oameni pe plan mondial. Deci cum se va fabrica acest vaccin? Cât timp trebuie ca să creeze toate dozele necesare ca să fie distribuite? Vom merge pe un principiu care a fost propus de unii șefi de state și anume binele comun și atunci firma care l-a dezvoltat să primească o sumă și după care să dea patentul pe plan general că să fie fabricat de toți care pot să-l fabrice sau firma respectivă îl va ține la ea și o să fabrice ea și o să fie cantități mai mici, asta nu avem de unde să știm. Deci este o speranță, într-adevăr, că pe la începutul anului care vine să existe un vaccin, dar este o speranță, nu este nimic dovedit clar că acest lucru este posibil. În rândul populației există o teamă de a fi infectat și este normal cu acest nou coronavirus. Cred, pentru foarte mulți, de asemenea, foarte mulți ascultători ne întreabă și vă întreabă care sunt pașii de urmat odată ce un pacient este diagnosticat cu COVID-19 și care este termenul mediu de vindecare al pacienților infectați. Deci, Ordinul Ministrului Sănătății, care l-a emis Ministrul Sănătății recent, a pus o limită la cât rămâne un bolnav asimptomatic. Un pacient asimptomatic internat în spital. Și asta este, dacă nu mă înșel, 7 zile sau 10 zile, după care merge acasă și stă acolo încă o perioadă de zile. În mod normal, limita internării la bolnavii simptomatici care sunt cu simptome și mai ales cei care sunt în forma intermediară sau grav, nimeni nu poate să o zică cât este, pentru că depinde de impactul asupra corpului și sunt unii care au rămas și 2 luni și 3 luni internați. Deci asta depinde de cum evoluează boala. Sunt unii care au rămas și 1 lună în terapie intensivă, în stare foarte critică, care în fiecare zi lumea credea că nu vor să supraviețui. Deci asta este problema. Iar procedura este în momentul în care cineva e cunoscut că este pozitiv, este să se anunțe Direcția de Sănătate Publică, astfel încât să aplice măsură de luare la cunoștință, de internare și toate aceste aspecte. Vă mulțumesc. Dacă nu există un tratament omologat, ce linie de tratament le este aplicată persoanelor infectate? Este un tratament unitar în toate spitalele din România sau medicul curant este cel care decide linia de tratament? În general, a fost aprobat un tratament de Ministerul Sănătății. Deci este un tratament care e aprobat de Ministerul Sănătății, dar asta nu înseamnă că în unele spitale unii medici nu recomandă și altceva. Asta n-am de unde să știu, plus că Remdesivirul, care este medicamentul care acum se vorbește mult despre el, a fost în trial în București, a fost în încercare, a fost utilizat, dar nu știu fază dacă va fi importată o cantitate mai mare, că e foarte greu de achiziționat la acest moment. Persoanele care sunt testate zilnic,
se aleg din focare sau din contacti ai celor bolnavi sau care este procedura de testare? În cea mai mare parte asta o face, bineînțeles, Institutul Național de Sănătate Publică și Direcțiile de Sănătate Publică, dar în cea mai mare parte oamenii fie sunt oameni care se prezintă pentru că au ceva simptome, fie contacții acestora care sunt testați. Deci nu se fac teste aleatorii, dar mai sunt și oameni care merg la privat și vor să se testeze și se descoperă că sunt pozitiv. Deci astea sunt categoriile, dar în mare parte din ce știu la acest moment, avem cei care se prezintă că au simptome, au probleme sau cei care sunt contacții celor care au avut simptome sau probleme. În România, toți pacienții pozitivi COVID-19 au fost internați și tratați în unități medicale. În statele europene, în Statele Unite și în Israel, au fost internați numai cei cu forme moderate, severe sau critice. Iar pacienții asimptomatici cu forme ușoare au fost urmăriți la domiciliu sau în centre de tip hotelier, fără tratament antiviral. Un medic epidemiolog întreabă de ce nu s-a întâmplat acest lucru și în România. Deci ați zis foarte bine, au fost ținuți fie la domiciliu sau în zone special desemnate sau la spitale, depinde de situație. În primul rând, să definim asimptomaticul. Una este când omul zice că eu sunt asimptomatic, una este când e consultat de medic și medicul confirmă că este asimptomatic. Pentru că asta a vorbit despre asta foarte bine șefa de la infecțioase de la Matei Balș, care a explicat clar că sunt mulți care vin și spune, dar eu n-am niciun simptom. Și când vorbești și vezi că el a tușit, el a strănutat, el a avut probleme, totuși a avut ceva sub febrilități, a avut febră pentru o zi, două. Deci nu e chiar asimptomatic. Asta este un aspect. Al doilea aspect, pacienții asimptomatici transmit. Așa că în România decizia medicală, și asta nu e o decizie luată de doctorul Arafat sau de o persoană, ci decizie medicală a fost că pacienții asimptomatici să se interneze în prima fază, după care s-a nuanțat și s-a nuanțat în sensul în care să fie limitată internarea lor pe câteva zile, după care să fie lăsați la domiciliu. Problema este cu bolnavul asimptomatic următoare. Tu trebuie să fii sigur că el când ajunge acasă respectă regulile de izolare. Că el poate să stea undeva fără să afecteze familia. Că el va respecta regulile să nu iasă și să nu intre în contact cu alții. Familia lui să respecte aceste reguli, pentru că odată ai trimis o persoană pozitivă asimptomatică, familia trebuie să stea cu ea în izolare. Deci aici teama a fost că aceste situații nu vor putea fi bine controlate și gestionate. Și atunci, cu cât au fost posibilități și au fost locuri, s-a ales partea de internare, fie la spital, fie în localități special desemnate. După care, dacă ne crește numărul, și asta este planul, dacă crește numărul cazurilor, atunci pot să iei o parte și să-i trimiți acasă. În unele state n-au mers deloc spre a interna bolnavii ușor simptomatici. Și aici mai vine încă un aspect. Aspectul modului în care e finanțat sistemul, asigurările. Asigurările în multe state au zis că noi nu plătim pentru bolnavii care sunt ușor simptomatici să-i internați. Au avut discuții. Noi în România n-am avut această problemă. Noi am ajustat modul de plată al asigurărilor astfel încât internarea bolnavului ușor simptomatic să nu fie sau asimptomatic în prima fază, să nu fie cu impact asupra bugetului spitalului și s-a făcut finanțarea altfel pe durată stării de urgență și stării de alertă. Chinezii care au avut primele probleme cu această situație, în Italia, când a venit o echipă să discute cu italienii, una din afirmațiile echipei din China a fost că probabil nu a fost ceva foarte bun că am trimis asimptomaticii și ușor simptomaticii acasă. Că de la ei s-a răspândit și în alta parte. Acum, cu lipsa legislației și cu vidul legislativ, e totul la liber. O să vedem impactul la acest lucru, pentru că dacă îți pleacă asimptomaticii și mulți nu cred și cred mai mult poveștile care le citesc pe Facebook-uri și le aud la unele televiziuni, s-ar putea unii nici măcar să nu stea acasă 14 zile. Ei pleacă și îți spune, sunt liber, mă duc și fac ce vreau. Și atunci nu mai avem nicio siguranță că ei nu transmit la încă câteva persoane pe parcursul perioadei în care ei sunt contagioși. Domnule ministru, ce se întâmplă cu persoanele care au afecțiuni cronice, de exemplu cancer, și care beneficiază de tratament în spitalele care sunt acum spitale dedicate COVID sau spitale suport COVID? Nu mai există multe din astăzi. A scăzut numărul. E problema Colentinei, care toată ziua este pus în discuție că la Colentina
nu pot să vadă bolnavilor cronici, pentru că e spital suport COVID și are pacienți în el, trebuie astfel de spital, însă nici pe durata stării de urgență, nici pe durata stării de alertă, la niciun moment nu s-a zis să nu fie tratați bolnavii care trebuie să fie tratați. Noi doar am redus și am cerut medicilor să reducă activitatea electivă din două motive. Să protejăm bolnavii care vin la spital să nu se infecteze cu COVID acolo și să protejăm bolnavii din spital și medicii să nu vină cineva din afară cu COVID și să-l introducă în spital. De când s-a deschis situația, vedem focare din ce în ce mai multe în spitale. Deci gândirea n-a fost greșită. Da, nu putea să rămână o gândire pe o durată foarte lungă. Galați are un focar medical semnificativ la acest moment, cu un număr mai mare de medici, asistenți, tot. Același lucru sunt alte spitale care au același lucru. În București, dacă nu mă înșel, în Brașov, ceva. Deci astea sunt situații care arată cât de greu este de lucrat cu în prezența acestui virus și să te protejezi de el și să-ți faci treabă. Totuși, pe durata stării de urgență, Institutul de Oncologie de la Cluj a funcționat. Au avut de două ori focare cu pacienți infectați care au ajuns acolo fără să se știe. Au rezolvat problema, au continuat să funcționeze. Și acum, accesul pacienților trebuie să fie asigurat și garantat. Dacă e pacient cu cancer și dacă nu poate să fie primit într-un spital care este spital de suport, pacientul trebuie să fie redirecționat către un alt spital de nivelul respectiv care să-l îngrijească și acest lucru e posibil. Există în acest moment o statistică a gradului de ocupare a spitalelor? Există cifre și pe COVID și pe non-COVID, normal nu le am să le spun, dar există cifre și știrile care vin și spun că totul e gol și de fapt sunt ținute spitalele goale au puțină importanță din punctul nostru de vedere pentru că situația nu este chiar așa, pentru că tu trebuie să iei și paturile de terapie intensivă, și bolnavii care sunt intermediari și faptul că dacă un spital e spital suport COVID, pentru că a fost desemnat de Ministerul Sănătății să primească cazurile COVID cu alta patologie, chiar dacă aceste cazuri sunt puține, n-ai cum să le amesteci cu celelalte cazuri, pentru că înseamnă că vine unul care n-are nimică, are 60 de ani, pățește ceva și poate că în loc să fie salvat pentru boala care o are, moare din cauza COVID-ului, pentru că a fost infectat. Adică este o logică în spatele acestor lucruri, dar bineînțeles, aici sunt și colegi care nu înțeleg, sunt și colegi cu alte specialități care nu înțeleg situația în care ne aflăm, chiar din păcate, dar e o situație care abordarea din România nu diferă cu mult de abordarea altor țări. Am văzut recent în Statele Unite, într-un stat în care au zis elective surgery reduced. Deci măsuri exact similare cu ce am luat. Când îți spune că am redus chirurgia electivă, am redus activitatea electivă, înseamnă că ei s-au gândit exact cum i-am gândit noi și au luat aceleași măsuri. Multe persoane ne-au transmis în întrebările lor îngrijorarea privind faptul de a merge la spital și a se trata pentru alte afecțiuni. Ce îi sfătuiți pe acești oameni care sunt speriați că s-ar putea infecta într-una dintre unitățile medicale? Deci, unitățile medicale iau niște măsuri de regulă și au și circuite speciale în acest sens. Deci, clar, dacă nu e obligatoriu să te internezi, nu trebuie să te internezi. Dacă nu e obligatoriu să te duci la spital și poți să te duci la policlinică și să tratezi problema ta în ambulatoriu, este mult mai bine. Dacă e obligatorie internarea, atunci medicul de regulă are circuitele și are tot ce trebuie pentru a fi internat și a fi tratat, chiar și pentru urgențe. Deci asta este situația. Nimeni nu poate garanta 100% că nu vei prinde virusul în spital sau în afară spitalului. Nimeni nu poate să dea o garanție 100%. Măsuri de izolare și măsuri de circuite au fost impuse de epidemiologi și speranța este că spitalele respectă. După cum ați menționat dumneavoastră, sunt foarte multe știri false, foarte multe persoane care distribuie informații care nu sunt reale. Ce le recomandați oamenilor? Cum pot discerne care informații sunt corecte și care sunt fake news-uri? Astăzi, de exemplu, uitați, o să stați să văd dacă reușesc să găsesc o chestie care a fost virală. Sigur. Și dacă pot să o comentez, să vă arăt cum e scrisă o știre falsă și cât de bine poate să fie scrisă. O secundă, vă rog. O caut pe telefon. Da. E o știre pe Facebook scrisă de unul
care a fost virală astăzi, care e scrisă de unul pe nume Duță pe un site rău. Deci, așa zice, dacă legea, deja legea este numită legea Arafat, dacă legea Arafat trece, și zice așa. 1. Nu există nicio cale de atac sau de apărare în cazul internării forțate. Fals. Peste tot s-a prevăzut calea de atac și că omul poate să meargă la instanță și să depună plângere și să ceară să iasă de la internare obligatorie dacă judecătorul își asumă și îl lasă. 2. Asimptomatic și pozitiv intră în pușcărie la domiciliu. Fals. Nu e pușcărie la domiciliu. Asimptomatic și pozitiv poate că intră la izolare la domiciliu, dar vedeți aici în știrea falsă încearcă să, să introducă în mentalul colectiv că e pușcărie. Adică, cu alte cuvinte, asimptomaticul pozitiv trebuie să fie lăsat liber în stradă. Asta spune aici. 3. Cei cu simptome de răceală intră direct în pușcărie la spital încă dinaintea de diagnostic. Fals. Nu există nicăieri prevăzut așa ceva. 4. Cei sănătoși negativ pot intra la pușcărie la domiciliu dacă există suspiciuni, cum ar fi contact prin tracking cu cineva infectat. Toată lumea aplică la cel care este contact direct, că trebuie să rămână în izolare 14 zile. Dar vedeți cum e pusă știrea. Știrea e pusă că persoana este pusă în pușcărie la domiciliu. 5. Cei care vin din afară vor intra la pușcărie la domiciliu, indiferent de starea de sănătate. Uite, noi am aplicat regula asta înainte pentru alte țări. Acum alte țări o aplică pentru românii care pleacă din România sau alte persoane. Ultima țară aplicând regula de carantină la domiciliu sau unde te duci 14 zile, dacă vii din România, e Ungaria, care astăzi a anunțat acest lucru. Dar avem Austria, avem Slovenia, avem deja sunt câteva țări, Danemarca, Lituania, deci mai multe țări care au făcut acest lucru. Numai o secundă, vă rog. Sun eu înapoi, că sunt într-o videoconferință, dau eu telefon. Mersi, mersi. Da. Vă rog deci, să mă scuze, vă rog. Deci, aceste știri, când le vezi și știrea este pusă într-un mod inteligent, este lucrată într-un mod inteligent, vă arăt, aici se vede poza Ministrului Sănătății cu poza doctorului Arafat și știrea care pare ceva foarte serios. Știrea n-are în ea absolut nimic corect. Și atunci ea este citită, ea este distribuită și distribuită de foarte multă lume. Singura soluție este ca oamenii să aibă încredere și în știrile oficiale și să le citească măcar și după asta să discerne cu capul lor ce poate fi adevărat și ce nu este adevărat. Alta soluție la acest moment nu este. Internetul e liber, știrile astea circulă și oamenii nu pot să facă decât să stea și să se gândească. Stai să analizezi știrea asta dacă e adevărată. Mai e un lucru care a fost o poveste lungă în ultimele două zile, că statul îți ia copilul dacă ai COVID. Nu, nu există nicăieri așa ceva. Dar există într-adevăr dacă, de exemplu, te duci la spital și ești internat în terapie intensivă, ai un minor în îngrijire sau ai un bătrân în îngrijire și tu ești în terapie intensivă. Cine îngrijește minorul sau bătrânul? Cineva trebuie să se ocupe de ei. Nu înseamnă că cineva ți-a luat copilul. Este o legislație care există de mult, ci este o legislație de protecție socială. Dar cum e prezentată, e prezentată într-un stil în care să revolte oamenii și să facă oamenii să se revolte împotriva autorităților și să nu mai asculte nicio recomandare din ce dă. Mă scuzați, vă rog, eu am avut câteva probleme tehnice, dar am revenit. Dacă ați menționat, domnule ministru, legea care este de acum celebră, probabil știți, și eu, cum de fapt probabil toți colegii din Parlament, am primit sute mii de e-mail-uri referitoare la această lege cu diferite interpretări. Și într-adevăr, două elemente au sărit în ochii din toată legea. A fost, pe de-o parte, acea prevedere referitoare la copii, care s-a propagat din motive evidente foarte mult, iar a doua prevedere era cea care se referă la carantinarea și respectiv distrugerea bunurilor. Respectiv, interpretarea care a fost dată acelui articol este că statul va putea să vină și să intre în casă, să-ți ia ce dorești el, sau în cazul lăcașurilor de cult, dacă un enoriaș, să zicem, este descoperit că a fost virusat,
că statul atunci poate să vină și să facă orice dorește acolo, fără ca omul să fie compensat sau despăgubit în niciun fel. Am observat din toate acele sutele de e-mail-uri pe care le-am primit și unele din ele le-am citit, am observat că aceste două elemente erau cele folosite în principal. Da. În afară de paragrafele privind tradiționalele conspirații ale ocultii internet, dorești să cipeze, să orice, oamenii se refereau foarte mult la aspectele privindu-i pe copii și la aspectele privind carantinarea bunurilor. Deci, două chestii le spun despre asta. Despre copii am explicat, este vorba și în final nici nu știu dacă trebuia introdus în lege, pentru că exista legislație pentru asta în alta parte. Dacă părinții sau cine îngrijește copilul este internat și copilul nu este bolnav și normal, prima dată vezi dacă are rude, după asta vezi dacă are cineva să-l îngrijească, părintele poate să indice, acolo înduceți copilul. Dacă n-ai nicio soluție, copilul trebuie cineva să-l îngrijească, nu-l lași singur acasă. Deci asta este toată ideea și este o idee normală în orice stat. Deci dacă tu ești, hai să luăm COVID, dacă este o mama singură cu copilul, mama este cu COVID și se internează inclusiv în terapie intensivă, ea este total în afară, nu mai poate să îngrijească copilul. Dacă copilul are mătușă, cineva îl îngrijește. Dacă n-are pe nimeni, cineva trebuie să îl îngrijească. Asta nu înseamnă că ai luat copilul mamei. Deci asta înseamnă că tu protejezi copilul până mama își revine. Și este normal. Altfel înseamnă că noi lăsăm copilul acasă. Singur. Același lucru cu bătrânul care nu poate să se îngrijească singur. Și dacă pleacă persoana care îl îngrijește pentru că e internată în spital, cineva trebuie să îngrijească bătrânul respectiv sau persoana invalidă. Iar chestia cu bunurile, asta este chiar, e extinsă la mod hilar. Citeam legea finlandeză, vorbeam de legea finlandeză, are și acolo carantină bunurilor. Noi n-am ajuns încă să spunem că punem bunurile în carantină până la 6 luni sau 3 luni sau asta, acolo așa scrie. Dar hai să luăm COVID-ul. La COVID, bunul, dacă se consideră că e contaminat, în maxim 3-4 zile este bunul liber pentru că virusul nu trăiește mai mult decât atât. Dacă îl dezinfectezi imediat cu spirit, cu tot ce trebuie, în 2-3 ore bunul e luat. Dar bunul intră în carantină pe această problemă până e dezinfectat. În China, materialele care se exportau afară sau în Coreea, nu știu care dintre țări, stăteau la aeroport obligatoriu 3 zile carantină. De ce? Pentru că virusul nu mai supraviețește mai mult decât atât. Dar asta este o chestie normală. Dacă știi că ai ceva care este contaminat, de exemplu, cu patogenul care cauzează Ebola sau cauzează o boală foarte gravă, este normal, îl carantinezi, îl dezinfectezi, dacă în condiții foarte rare, dacă dezinfecția nu e posibilă, înseamnă că da, se distruge bunul și se despăgubește persoana care îl are. Dar asta cred că o să-l vedem odată la nu știu câți ani, iar acum cu COVID nu se pune această problemă. Dar asta este necesar în lege pentru alte situații. Vă dați seama, vine cineva cu un microb care este care nici nu știm ce este și îl prinde poliția și este un act care vrea să-l facă cineva intenționat și are bunurile contaminate. Trebuie să existe în lege posibilitatea să carantinezi bunul. Altfel, le dai la altcineva și asta le ia și se infectează pentru că bunurile sunt infectate. Nu e ok. Adică sunt chestii medicale care și alte țări le au, nu numai la noi. Sunt în regulamentul sanitar internațional. Faptul că a fost folosită pe social media fals această ipoteză și a fost exagerată și că oamenii au crezut-o, asta este foarte grav. Pentru că brusc cineva a găsit acolo o temă care nimeni nu vrea să fie atinse bunurile lui și a zis, vedeți că o să vină să vă ia totul de acasă. Nu e adevărat așa ceva, nu există așa ceva. Cred că unul din motivele care a generat, sau mai bine zis, a încurajat propagarea acestor elemente este că în forma inițială de redactare a legii care a ajuns la Parlament, nu se menționa
foarte, foarte clar perioada pe care se carantinează un bun sau modul cum este returnată sau în cazul distrugerii, felul în care se face despăgubirea. Și s-a corectat atunci, la Camera Deputaților. S-a corectat la Camera Deputaților, s-a introdus amendament împreună cu dumneavoastră care menționează că bunul se carantinează doar pe perioada cât este carantinată și persoana, ceea ce în mod normal ar fi trebuit să mai liniștească lucrurile. Dar aici era și o curiozitate personală și nu numai a mea, dacă vreți. Spuneați la început și am observat și eu că mai ales în rândul tinerilor, ceea ce a fost o surpriză totală pentru mine, au prins toate aceste teorii din jurul pandemiei din această perioadă. Și totuși m-aș fi așteptat să fie un pic invers, adică tinerii să fie mult mai receptivi și mult mai atenți cu selecția de informații. De haideți ce? Să vă spun. Tinerii la început au fost foarte complianți și s-a lucrat foarte bine cu ei. Adică tinerii au fost, eu vedeam tinerii cum purtau masca, cum totul era ok. Încet, încet au devenit targetul unei campanii, mai multor campanii. În primul rând că ei nu se îmbolnăvesc și n-au nicio problemă, că ei sunt ok. După care a apărut campania lui Ionașcu, în care, poate că ați văzut-o, care încuraja tinerii să se împuternicească să scoată mască. După care au apărut diferite personaje. Chelu de la Paraziții, care astea erau campanii direcționate către tine. Și nu numai ei, și alții care au făcut acest lucru. Iar aceste campanii nu erau direcționate decât către persoane tinere și nu către categoria de populație care poate gândește altfel. Și toate era că se spune la tineri că este o conspirație, că toate regulile astea sunt încălcarea drepturilor lor, că ei trebuie să beneficieze de tot, adică să facă viața lor cum vor și nu cumva să piardă vacanța și să piardă asta și lasă totul la liber. Să scoată mască, să nu respecte regulile și o parte din tineri au căzut în această capcană și au aplicat-o. Da, dar întrebarea rămâne. Deci credeți că a fost direcționată această așa zisă campanie către tineri? Care interesul sau beneficiul? Deci nu există, nu știu dacă există beneficiu sau asta. Deci, în primul rând, tinerii sunt un factor de răspândire. Și acest lucru trebuie să luăm clar. Adică cine în spatele acestei campanii, nu știu dacă s-a gândit și la acest lucru, dar tinerii sunt cel mai bun mijloc de răspândire printre familiile lor. Un tânăr care nu respectă regulile, care se amestecă cu toți, poate să ia virusul, rămâne asimptomatic, merge acasă, este acasă, răspândește boală în casă, răspândește boală la școală, dacă e școală, răspândește oriunde merge. Deci asta este un aspect. Al doilea aspect, pentru că tinerii erau cel mai ușor de atins în treaba asta. O persoană care totuși are, vede că, uite-te, a murit cu tare și avea 45 de ani, a murit cu tare, avea 50 de ani, a murit cu tare, avea 60 de ani. Persoanele din această categorie de vârstă sunt rezervate și totuși respectă unele reguli și cel puțin dacă nu le respectă, au o teamă față de acest virus. Tinerii au văzut că virusul nu îi afectează mult, chiar dacă sunt simptomatici și au simptome ușoare. Și atunci era mult mai ușor să convingi tinerii să fie cei care se revoltă și nu respectă reguli. Deci asta era din punctul meu de vedere. Și asta era o posibilitate. Plus, uitați-vă ce se întâmplă la mare în mai multe zone care erau interesate să vină tinerii cât mai mulți acolo. Deci nu se respectă nicio regulă. Adică era o încurajare să facă oamenii ce au făcut până în ziua de astăzi fără nicio regulă, în plus fără nicio regulă, în minus, adică ce au făcut și anul trecut și anul de înainte, chiar că să spunem că nu există virusul. Și cred că astea sunt motive care să ne gândim la ele. De ce s-au țintit tinerii, nu s-au țintit bătrânii. Dar nu pot să spun că persoanele în vârstă n-au fost țintite. Pe alte campanii, campaniile când au fost cașurile de cult închise, acolo mai mult a fost ținta campanie împotriva acestei măsuri, nu erau tineri, acolo erau persoanele în vârstă. Că nu aveți voie să mergeți să vă rugați, nu aveți voie să mergeți la biserică, nu aveți voie să mergeți acolo.
și asta e dreptul vostru și revoltați-vă împotriva la acest lucru. Deci s-au ales grupurile pe temă. Deci pe tineri în masă să-i convingem că nu trebuie să poartă masca și că totul e o conspirație. Pe persoanele în vârstă, pe anumite nișe, au fost și ele abordate și le s-a spus clar că uite, asta nu-i bine, nu trebuie să respectați. Și am văzut că bătrân la țară, nu generalizez, dar am văzut că unii bătrâni n-au respectat nicio regulă, s-au regăsit la biserici, au fost în biserică, au fost prinse biserici în care oamenii erau în interior și erau fără mască, fără nimic. Și am avut și focare. La Giurgiu am avut focare la un lacaș, după ce s-au întâlnit un grup într-un lacaș de cult, am avut un focar care a afectat o localitate. Am închis localitatea atunci. A fost carantinată localitatea aproape 14 zile. Pentru că s-a răspândit între toți. Iar Organizația Mondială a Sănătății, dacă ei cele 5 zone de risc, că ei au repartizat activitățile în zone de risc și la cea mai riscantă zonă de grad roșu, cum zicem, de răspândire a virusului, acolo există și lacașurile de cult. Deci, pentru că asta este, pentru că se stă mult, pentru că se cântă, pentru că unii nu respectă mască, se stau apropiați și atunci asta este o problemă, dar era foarte greu de gestionat. Era extrem de greu de gestionat acest lucru. Așa că nu era numai tinerii țintiți, erau țintite și alte categorii și încă sunt țintite cu aceste informații. Eu, de exemplu, cum au văzut că cazurile au crescut acum pe mesageria de la Facebook, primesc pe zi nu știu câte mesaje, să nu cumva să mai închideți bisericile, să nu cumva să mai faceți asta. Adică au început campania înainte cumva să se ia vreo măsură, pentru că se gândesc nu cumva să vină să ia vreo măsură. Să știți, aici intervine și o a treia campanie, dacă vreți, pe care parțial am împărtășit-o și pe care o văd în continuare. Din fericire, mult mai puțin în România, mult mai mult în afara României, în Uniunea Europeană și la nivel mondial, dar, din păcate, a prins și la noi. Au apărut, în afară de aceste mesaje și campanii țintite, și campaniile care sunt, în funcție de punctul de origine, fie anti-musulmani, fie antisemite. Pentru că este o conspirație. Este o conspirație ca virusul. În general, da. Ce-i drept, evreii sunt responsabili pentru că vor să cipeze lumea, vor să preia controlul și să șteargă mintea, dar m-a bucurat cu ghilimele de rigoare în mod evident să văd că măcar am împărțășit frățește de data asta vina. Arafat e clar că nu e originar din România, deci automat face asta special ca să distrugă. Exact. Mesageria e plină și pe asta, să știe. Adică am destule mesaje. Da. Dar aici, din păcate, în spatele acestor campanii, privind pe un termen mai lung, este și o problemă mai serioasă. Lucrurile în acest fel, dacă sunt lăsate să zburde și statul permite ca aceste teorii ale conspirației să se răspândească, evident, acum e, hai să zicem, cu ghilimele de rigoare din nou, interesant, pentru că e vorba de o pandemie și lumea e receptivă. Trebuie să existe un vinovat. În general, la orice teorie a conspirației, trebuie să existe un vinovat. Dar asta poate avea efecte și pe termen mai lung. Această pandemie, la un moment dat, într-o formă sau alta, se va termina. Dar în absența unei atenții sporite asupra ceea ce se întâmplă acum, sechelele, consecințele vor rămâne pe mult timp după. Așa și aici intervine următoarea idee. Care este estimarea dumneavoastră despre momentul, probabil e și întrebarea care vi se pune cel mai des, când viața va reveni la normalul în forma în care o știa toată lumea? Care este cum? Deci? Care este momentul când viața va reveni la normalul pe care îl știa toată lumea? Deci eu cred că aici numai dacă avem un vaccin sau dacă virusul își consumă momentul lui. Și momentul lui este posibil cel puțin până la jumătatea anului viitor. Eu am zis de aproape 2 ani. Dacă nu avem vaccin, pentru că avem valul de toamnă care va fi și valul de toamnă va lovi mai multe țări din nou, chiar dacă ele au ieșit din el, și va fi combinat cu virusul gripal. Va fi mult mai complexă situația toamnă. Iar după asta avem primăvara și perioada verii anului viitor. Acolo poate că începem să revenim la normal.
la normal, adică ne expunem fără risc mare. Acum sunt unii care trăiesc viața lor normală și așa, dar se expun sau expun pe alții la risc. Asta e altfel. Dar știu că în Israel sunt două companii care au anunțat că sunt aproape gata, dacă poate fi folosit acest termen, cu vaccinul. Știu că și în Marea Britanie erau foarte încântați cei de la Ministerul Sănătății asupra rezultatului cercetărilor și în același timp a apărut întreaga discuție internațională despre Remdesivir și faptul că unele state au căutat să cumpere întregul stoc. Și atunci întrebarea era unde este varianta funcțională. Am văzut, deci, evident, și toată povestea care a apărut chiar și la noi, dacă nu mă înșel, cu hidroxiclorochină, da. Corect. N-am vrut să o pronunț corect. Da. Și atunci, întrebarea este pentru un om obișnuit, care este direcția către care trebuie să țintească? Deci, haideți să le luăm la rând. Hidroxiclorochina se pare, și asta nu înseamnă că a fost folosită greșit, la un moment a fost pusă că este foarte ok, după care au apărut unele analize, unele situații care arată că totuși sunt semne de întrebare asupra ei. Remdesivirul e un medicament care acum a ieșit, e considerat ca un medicament care poate să combată virusul respectiv, dar nu există acces mare către el. România a fost parte dintr-un studiu, din ce știu cel puțin, dar nu știu dacă la acest moment găsim Remdesivir să fie distribuit la toți pacienții cu COVID în România, cum nu găsesc și multe alte state. Cu vaccinul, aici e o știre mai pozitivă. 4 țări de la Uniunea Europeană au contractat 400 de milioane de doze cu Marea Britanie, cu firma care ziceți că Ministerul Sănătății e mulțumit de rezultatele ei. Încă nu știm, cum am zis, poate către sfârșitul anului, începutul anului viitor să fie disponibil. Eu nu știu dacă mai repede o să fie mai bine, dacă va fi mai repede. Cele 4 state care au cumpărat 400 de milioane de doze au deschis dozele către alte state membre ale Uniunii Europene. Adică aici vorbim de Italia, Franța, Olanda și Germania, dacă nu greșesc, care au făcut contractul, dar au permis altor state să intre în contract. România a intrat în contractul respectiv. Adică România poate să achiziționeze din acest număr de doze o cantitate. Acum totul depinde când va fi gata și când vor fi gata 400 de milioane de doze. Adică cantitatea este imensă, din ce vă dați seama, că și fabricație durează. Și atunci cine va primi primul, cine va primi al doilea și așa mai departe, asta urmează să se stabilească. Dar există în momentul de față un acord ca România să facă parte din grupul țărilor care vor primi acele doze. Asta a afirmat Ministrul Sănătății și cred, pentru că noi chiar am atras atenția când am știut că au făcut asta, că trebuie România să intre și am înțeles că România a dat, deci, clar că vrea să intre în acest acord și sper că formalitățile sunt finalizate. O altă întrebare care nu are legătură, dar pe care am primit-o, este care este modul de procedură pentru membrii familiilor celor care sunt internați? Respectiv, în momentul când o persoană este detectată ca fiind pozitivă și este internată, cum procedează familia pentru a lua legătură cu el și eventual dacă dorește să îi trimită un pachet sau să îi trimită, nu știu, mâncare sau să îi trimită cărți sau să îi trimită ceva? Da. Deci, în primul rând, familia intră în autoizolare dacă cineva este pozitiv din rândul familiei. Adică familia, la rândul ei, rămâne acasă 14 zile și persoana la spital. Deci asta este la acest moment procedura Ministerului Sănătății. Și de aici, în primul rând, să intri în spital să-l vizitezi e aproape imposibil, că e carantină și nu se poate. Și asta este o regulă generală. De a trimite mâncare sau asta e posibil. Trebuie doar trimis, dat la cineva la spital să-l ducă lui, într-o zonă care este curată. Deci se poate acest lucru. Legătura cu pacientul, noi am insistat mult la spitale să creeze puncte de legătură în care familiile să pot să sune să se intereseze. Dar dacă pacientul nu e în terapie intensivă și este la el în salon sau asta, cea mai bună legătură a fost telefonul propriu, adică familia să-l sună pe el
pe telefonul lui. Și asta simplifica treaba și pentru cadrele medicale. Dar vă dați seama, dacă e în terapie intensivă sau dacă e grav, atunci trebuie prin spital și când se internează bolnavul, trebuie familia să primească un număr de telefon unde să contacteze spitalul. Da, știu de asemenea că în această perioadă căminele pentru persoane vârstnice sau căminele pentru persoane cu handicap grav au căpătat un rol mult, mult mai mare din motive evidente. Inevitabil, restricțiile care au fost impuse au schimbat foarte mult activitatea acestor instituții și chiar la începutul perioadei, când încă erau în vigoare ordonanțele militare, am vorbit atunci cu dumneavoastră referitor la situația asistenților sociali din toată țara care trebuiau să aibă posibilitatea să se deplaseze în continuare pentru activități profesionale. Și a apărut și acel stimul de risc pe care l-am introdus în Parlament ca și persoanele din căminele pentru persoane vârstnice să poată beneficia. Din fericire, spre exemplu, în cazul celor două cămine pentru bătrâni care sunt administrate de comunitățile evreiești, până în prezent nu a fost nicio problemă, deși măsurile foarte dure care au prins bine, este adevărat, au fost foarte greu de îndeplinit, mai ales în ceea ce privește personalul. După cum știți, toți cei care au lucrat în cămine trebuiau să se auto-carantineze în interiorul căminului pentru 14 zile, când ieșeau afară, intrau în autocarantină exterioară și tot așa să îi schimbăm. Și una din problemele cu care ne-am confruntat atunci, colegii de la Departamentul de Asistență Socială și Medicală, a fost tocmai identificarea personalului care să fie dispus să facă toate aceste lucruri. Întrebarea era, în măsura în care se va reveni la o formă de restricție în cadrul acestor instituții, există în vedere la Ministerul Sănătății vreo formă de sprijin pentru aceste instituții? Mă refer la căminele pentru persoane vârstnice și căminele pentru persoane cu handicap în principal. Mai ales în ceea ce privește personalul, atât cele de stat, cât și cele care sunt private, cum este cazul nostru. Da, noi vedeți acum în legea asta cu carantina, avem și partea cu detașarea, care multă lume urlă împotriva ei, dar care, din punctul meu de vedere, este o chestie normală în timpul unei situații total excepționale. Dar noi am avut situația în care am detașat personal pe durata stării de urgență și a stării de alertă la căminele de persoane vârstnice sau persoane cu invalidități. Am detașat personal inclusiv medical, acolo unde mi-au apărut, de exemplu, mai multe persoane infectate. În unele situații nu le-am mutat pe ele la spital și am adus medici care să-i îngrijească în cămin. Deci acest lucru s-a realizat. Dar detașarea personalului la cămin, așa că regulă, Ministerul Sănătății nu cred că are o procedură în care să detașeze pentru căminele care nu au focare în ele. Pentru cele care au focare, acolo am detașat. Aici vine Ministerul Muncii mai mult, unde poate să aibă un rol și poate să aducă, dar și acolo au lipsă de personal în acest sens. Pentru că noi am derulat foarte multe activități împreună cu ei în perioada asta și acolo e lipsă de personal. Faptul că s-a impus chestia asta cu program prelungit, pentru că era singura soluție în care să nu pățim ce au pățit alte state. Ați văzut în Suedia decesele cele mai multe au fost în această categorie, în azilele de bătrân. Și asta era pentru că personalul a lucrat normal, mergea acasă, venea înapoi, mergea acasă, venea înapoi în fiecare zi și acolo infecția s-a răspândit peste tot. Asta a fost motivul de ce noi am încercat să evităm acest lucru. Nu știu până când putem să-l evităm, pentru că lucrătorii, niciunul nu va fi de acord că toată viața lui, cel puțin până trece virusul asta, sau o facă 14 zile la muncă, 14 zile acasă. Dovadă că cei care au stat 14 zile la muncă și au plecat 14 zile acasă, n-au respectat regulile, este că la momentul în care au revenit, o parte din ei s-au dovedit a fi pozitiv și au infectat bătrânii în căminul respectiv. Deci, nu știu dacă există o soluție reală aici, care pot să spun că poate să vină Ministerul Sănătății să suplimenteze personalul. Nu știu, aici mai degrabă, dacă se poate lucra cu voluntarii și cu entitățile de voluntariat, Cruce Roșie, alte entități care pot să vină poate cu un număr de voluntari să sprijine personalul din azilele de persoane vârstnice și persoane cu handicap.
Din nou, am putut să vă menționez doar punctual cazul celor două cămine pentru persoane vârstnice care sunt ale comunității, pentru că acest caz îl cunosc foarte bine. Știu că am avut o colaborare impecabilă cu diverse ONG-uri din țară care ne-au ajutat foarte mult și, în mod evident, pentru comunitate, după cum v-am și povestit atunci, cele două cămine pentru persoane vârstnice au fost o prioritate esențială, mai ales după ce am văzut că și în țară au fost acele focare de infecție la începutul lunii martie și aprilie în căminele de bătrâni. A fost o îngrijorare, dacă vedeți, nu doar morală, fiind vorba de bunicii noștri până la urmă, cât și cum putem preveni. Din nou, mulțumesc lui Dumnezeu, nu au fost probleme, chiar dacă măsurile au fost mai dificil de implementat, au funcționat. Și am stabilit, cum vă întrebam mai devreme, un sistem de teleconferință cu cei din aceste două cămine pentru persoane vârstnice, ca familia sau prietenii să poată lua legătura cu ei în condițiile în care programele obișnuite de vizitare au căzut. Mai am două întrebări și vă las să vă întoarceți la program. Ce se va întâmpla în toamnă cu buna tradiție de vaccinare antigripală, care de obicei era așteptată cu entuziasm de toată lumea și toți se agitau să facă rost de vaccine? Ce se întâmplă acum? S-a solicitat Ministrului Sănătății chiar să ia un număr mult mai mare de vaccinuri decât în alți ani, deci vrem chiar, asta este recomandarea către Ministerul Sănătății, să se facă o campanie foarte, foarte serioasă de vaccinare antigripală din timp, pentru că este o soluție măcar să prevenim una din cele două boli care poate afecta grav și sistemul sanitar, dar poate și ucide, pentru că și gripa sezonieră are efectele ei, mai ales asupra anumitor categorii vulnerabile. Așa că, în mod normal, dozele care vor fi puse la dispoziție vor fi mult mai multe și campania va fi una mai consistentă. Sper să... Și sunt convins că și campania antivacciniștilor va fi una mai consistentă și vor încerca să convingă pe toată lumea să nu primească vaccinul. Asta este clar. Dar, totuși, recomandarea va fi că toată lumea să se vaccineze, mai ales persoanele vulnerabile, pentru că măcar prevenim o parte din cele două care vor conviețui împreună cei doi virus, să zicem. Pot să vă spun că una din cele mai virulente și mai active campanii pe care le-am prins în ultimii 12 ani în Parlament a fost cea referitoare la vaccinuri și mai ales la legea vaccinării. Toți colegii, fără excepție, sunt convins că au fost asaltați. Eu am primit mesaje, de la mesaje normale, pe care le-am înțeles de la părinții căror copii au suferit din cauza vaccinurilor, până la mesajele absolut fabuloase că aceste vaccinuri sunt trimise de extraterestri ca să ne corupă mintea. Întâmplarea face că eram la MAE în ziua când a fost dezbaterea privind introducerea actelor de identitate cu chip și scena care a fost de la acea dezbatere mi-a rămas foarte viu în minte, dar asta este. Domnule ministru, ultima întrebare. Într-un cadru specializat și restrâns, cum sunt comunitățile evreiești din România, în care avem foarte mulți membri care au o vârstă mai ridicată, aveți o recomandare sau un sfat anume? Da, să respecte măsurile care au fost recomandate. Atenție la distanțare, pentru că este importantă, portul măștii, toate măsurile de dezinfecție, de spălat pe mâini când te întorci din stradă, dacă ai fost, mijloacele de transport în comun, dacă sunt aglomerate, să fie evitate, așteaptă să vină unul mai puțin aglomerat sau alt mijloc de transport eventual, pentru că astea sunt zonele de risc la acest moment. Deci asta este recomandarea care pot să o dau la oricine, la orice moment, asta este recomandarea cea mai importantă. Vă mulțumesc mult de tot. Și eu mulțumesc. Sper să vă mulțumesc pentru sprijin și sper să ne revedem curând față în față, nu doar pe internet. Mulțumesc mult și o seară. O seară plăcută. Mulțumesc, domnule ministru.
Domnule deputat Wexler, am aflat de la domnul ministru Arafat despre situația din România, despre ce se întâmplă în România în aceste momente. Spuneți-ne, vă rog, care este situația în cadrul comunității evreiești din România? Până în acest moment au existat focare sau infecții cu noul coronavirus? Din câte știu, până în acest moment nu a fost ceea ce se poate defini ca un focar de infecție în niciuna din cele 39 de comunități evreiești din țară, ceea ce este, dacă vreți, și o mică minune, dar o minune la care mulți colegi, atât din cadrul Federației, cât și din cadrul Departamentului pentru Asistență Socială, au muncit. Domnul ministru Arafat vorbea la un moment dat și despre reacția oamenilor față de faptul că slujbele în biserici nu au fost permise. În mod evident, acea regulă s-a aplicat tuturor cultelor, deci inclusiv nouă, comunităților evreiești. Și mulți oameni au fost supărați, au fost supărați pe bună dreptate. Am încercat să înțeleg și să înțelegem ambele variante, atât a oamenilor care doreau să se reîntoarcă la rugăciunile obișnuite, sau mai bine zis, la modul obișnuit în care se făceau rugăciunile, cât și cei care susțineau că această regulă trebuie impusă strâns. Din fericire, până în prezent, la nivel național, în toate cele 39 de comunități și obști, din câte știu, au fost doar două persoane care au fost detectate pozitiv cu acest coronavirus, sunt în spital și sunt într-o stare bună. Și sper să rămână așa până când această problemă se va termina. Vă mulțumesc. Ne puteți da câteva exemple de măsuri care au fost luate către comunitatea evreiască pentru a proteja membrii comunității de riscul infectării cu COVID-19? Cred că, în primul rând, a fost măsura de a promova cât mai intens toate regulile care au fost impuse și modul cum ele pot fi respectate. În unele cazuri, din păcate, actele normative care au fost publicate erau destul de încurcate sau mai dificil de înțeles, așa că etapa numărul 1 a fost de a traduce, dacă vreți, cu ghilimele de rigoare, ceea ce trebuie să facă fiecare din membrii comunităților. Mai departe, de la începutul pandemiei și până în prezent, comunitatea a încercat să asigure tot ceea ce a fost necesar, începând cu măști, dezinfectanți și toate lucrurile necesare pentru comunități și să asigure desfășurarea activității cât mai normal. Poate că acum acest lucru e ceva important, dar vă reamintesc că la martie să găsești o cutie de măști era un sport de performanță. Nu mai vorbim despre asigurarea lor la nivelul a 39 de comunități. Ne-am ocupat de asemenea într-un mod esențial sau fundamental de ceea ce a însemnat sprijinul persoanelor vârstnice sau a membrilor care au o vârstă mai ridicată. Nu mă refer doar la căminile de bătrâni, dar mă refer la întreg programul de asistență socială care, în mod evident, colegii de acolo sau doamna doctor Bejan pot să vă explice mult mai. Eu am menționat doar un exemplu mai devreme. A apărut o situație, nu mă refer la care lucrează pentru comunități. Mă refer la asistenții sociali din toată țara. Nu ar mai fi putut să ajungă la oamenii care depind, a căror viață depinde de ajutorul lor. Pentru că apărea situația, cum este și cazul nostru, în care mulți din asistenții sociali au peste 65 de ani. Și dacă vă aduceți aminte, a existat o perioadă în care persoanele peste 65 de ani nu puteau să se deplaseze în exterior decât foarte limitați. Și atunci, împreună cu domnul ministru Arafat, am găsit o soluție prin care ei să poată ajunge la oamenii care au nevoie de sprijinul lor. Eri, tu știi mult mai bine, dar de asemenea GCC-urile din toată țara au păstrat legătura cu membrii comunității și în măsura în care au fost nevoi, necesități pe care acești oameni nu au putut să le asigure, comunitățile și federația au căutat să-i sprijine cu tot ceea ce au avut nevoie.
Cam asta ar fi pe foarte, foarte scurt. A fost o activitate grea, foarte grea, mai ales că nu era ceva obișnuit sau federația și comunitățile nu au la dispoziție resursele pe care le au poate corporații sau instituții mari ca să simplifice lucrurile. Dar, din nou, am toată aprecierea pentru colegii care s-au ocupat în mod direct de acest lucru și vreau să vă repet, sunt doar două persoane la nivel de 39 de comunități și eu mi-aș fi dorit să fie din tot sufletul să fie zero și fiecare persoană este dureros să știi că s-a îmbolnăvit două persoane din toți membrii, e tot bine, acceptabil. Zero ar fi fost, foarte sper să-și revină cât mai curând. Domnule deputat, sunteți președinte al grupului parlamentar de prietenie România-Israel. Cu toții știm despre relația extrem de bună și apreciată dintre România și statul Israel. Vreau să vă întrebăm, există o colaborare între România și statul Israel și în privința combaterii noului coronavirus? Da. Există un parteneriat stabilit între ministerele sănătății din cele două țări, inclusiv în ceea ce privește sprijinirea și în cercetarea comună asupra virusului. Știu de asemenea că sunt discuții foarte avansate în ceea ce privește tehnologia care a fost dezvoltată în Israel, inclusiv acele măști inteligente, dacă pot să le spun așa, care le-ați observat probabil pe Facebook și evident cercetarea asupra celor două vaccinuri care se desfășoară în paralel în Israel. Legătura dintre cele două state în domeniul medical este excepțională, este excelentă și sper ca, indiferent care din cele două state, fie România, fie Israelul, vor avea o reușită să-i ajute pe oamenii din ambele țări. Și acest parteneriat în domeniul medical nu se aplică doar de acum sau doar în acest caz, este mult mai vechi. Vă reamintesc că și atunci când au fost alte situații, dacă vă aduceți aminte, în urmă cu mai mulți ani a fost cazul de la maternitate cu acei bebeluși care au fost într-o situație foarte gravă. Israelul a fost atunci una din primele țări care au sprijinit România atât cu tratamente cât și cu medicamente. Și sunt convins că va continua. Există de asemenea un parteneriat foarte trainic și care funcționează foarte bine. L-am menționat la începutul întâlnirii în ceea ce privește exact situațiile de urgență. Am lucrat împreună cu domnul ministru Arafat înainte de semnarea acestora, în urmă cu mulți ani, și din păcate a venit și momentul când aceste acorduri au fost puse în practică. De asemenea, nu uitați că sunt foarte mulți, nu are legătură cu această perioadă, dar sunt foarte mulți pacienți români care merg să facă tratament în Israel, mai ales în ceea ce privește bolnavii de cancer. Am menționat mai devreme grupul parlamentar de prietenie România-Israel. Așa să mă duc cu gândul la activitatea parlamentară. Spuneți-ne, vă rog, cum se desfășoară în aceste momente activitatea Parlamentului României? Trebuie să vă spun că la început a fost un pic ciudat. Parlamentul în format digital nu prea arată a Parlament. A fost o situație deosebită și o măsură de urgență care a fost implementată. A funcționat. În prezent, activitatea se desfășoară aproape normal, însemnând că ședințele de plen și comisiile funcționează mixt. O parte din colegi sunt în prezent fizic, o parte sunt pe internet, participă digital. În continuare îmi doresc ca lucrurile să revină la normal. E altceva când ai omul în fața ta. Am și colegi care sunt deosebit de încântați de faptul că Parlamentul funcționează digital pe internet și și-ar dori ca această metodă să fie extinsă, dar îmi păstrez ideea și faptul că doresc ca Parlamentul să revină normal. Funcționează, a funcționat fără opreliști de natură tehnică în această perioadă, chiar și atunci când nu puteam participa fizic, se poate mai bine, dar funcționăm.
evident și cu unele situații haioase pe care sunt sigur că le-ați observat la televizor din motive tehnice sau neatenții. Dar asta a fost sarea și piperul amuzamentului. Domnule deputat, vă întreb în calitate de înalt reprezentant al Parlamentului României pentru combaterea antisemitismului și protejarea memoriei victimilor Holocaustului. În această perioadă, ce s-a întâmplat cu antisemitismul? S-a constatat o creștere, o scădere? Am văzut, din păcate, o creștere. Am menționat-o și mai devreme. Hai să spunem, o creștere într-o direcție specializată, mai ales legată de perioada pandemiei, existând diverse tentative de a scoate sau de a înainta pe evrei ca vinovați sau responsabili. Nu a fost doar o situație care s-a întâmplat doar în România, s-a întâmplat în toată lumea și, din păcate, pe internet am văzut numeroase astfel de situații, teorii și explicații, dar chiar acum cât mi-a căzut internetul și curentul, când am ieșit afară, am primit un mesaj trimis în mod evident anonim: atenție, conspirația iudeo-masonică care dorește să vă corupă și așa mai departe. Deci a existat această tendință, din fericire în România nu foarte accentuată. Faptul că spun nu foarte accentuată nu înseamnă că nu a existat. Au existat, dar nu la nivelul care l-am văzut în alte state. De asemenea, o situație mai specială despre care am mai vorbit și am și scris sunt cele două procese care au legătură cu cel care a fost generalul Nicolae Macici, comandantul militar care a coordonat masacrul de la Odessa, în cadrul căruia au fost executați 40.000 de evrei. Iar acolo, la intervențiile pe care le-am avut referitoare la poveste, am văzut niște reacții neplăcute, să mă exprim elegant, care au fost de data asta, au fost direcționate la adresa mea personal. Nu știu dacă avea legătură faptul că sunt evreu sau nu, dar acolo a fost ținta că este un erou și se dorește întâlnarea unui erou și așa mai departe, oamenii făcând abstracții de realitatea istorică. Vă mulțumesc. În încheierea acestei ediții Cheshed, vă invit să le transmiteți un gând, un mesaj membrilor comunității evreiești din România și tuturor urmăritorilor noștri. În primul rând, să ne revedem cât mai curând față în față, să aibă grijă de ei și, deși pare evident și pare ușor interesat, chiar este interesat, îi rog pe toți, după ce au avut grijă în primul rând ei, să sprijine comunitățile evreiești în acțiunile pe care le desfășoară JCC-urile și Federația în toate activitățile pe care le fac pentru întrajutorarea tuturor membrilor. Și nu în ultimul rând, să-și păstreze speranța. Pare o perioadă neagră, pare o perioadă care nu se mai termină, dar se va termina. Și cu toții, oricât de greu este, și știu că este greu, mai ales în condițiile în care în presă și la televiziune numai despre acest lucru se vorbește, trebuie să-și păstreze moralul ridicat și să știe că vom trece cu acest lucru. Așa cum a spus și domnul ministru Arafat, să respectăm ceea ce trebuie respectat, dar fără să uităm că va veni și momentul când trece și ne vom revedea. Ca atare, moralul, ca întotdeauna, este esențial. Vă mulțumesc din suflet pentru tot și îmi cer scuze pentru problema tehnică. Din păcate, vremea și curentul nu au ținut cu mine. Domnule deputat, vreau să vă mulțumesc atât în numele meu cât și în numele echipei Centrului Comunitar Evreiești din România pentru că ați facilitat această întâlnire și pentru că de fiecare dată ați fost alături de Centrele Comunitare Evreiești și de Comunitatea Evreiască din România, în sânul ei. De asemenea, sunt convins că această întâlnire ne-a ajutat foarte mult membrii comunității evreiești, ne-a ajutat să înțelegem mai bine prin ce trecem și cu ajutorul dumneavoastră am reușit să avem un invitat care ne-a oferit cele mai veridice informații și, de asemenea, dumneavoastră ne-ați ajutat să înțelegem mult mai bine complexitatea situației. Vă mulțumesc foarte mult! Cu multă plăcere! Un ultim gând înainte de a încheia. Cred că
mi-aș dori să fiu și mai de ajutor decât am fost. Nu întotdeauna timpul este favorabil, dar vă asigur și pe dumneavoastră și pe cei care ascultă că dacă pot ajuta pe cineva cu ceva, mai ales în această perioadă și nu numai o fac cu cea mai mare plăcere, doar să știu. La începutul acestei ediții ați mulțumit domnului ministru Raed Arafat pentru faptul că de fiecare dată răspunde la telefon. Pot să spun că asta este valabil și în cazul dumneavoastră. De fiecare dată când am avut o solicitare către dumneavoastră, ați fost acolo și mi-ați răspuns și mereu ați găsit o soluție și o rezolvare pentru toate problemele care s-au ridicat. Am încercat, nu a depins întotdeauna de mine, am dat și rateuri în mod evident, uneori nu am reușit să fac ce mi-aș fi dorit sau cum mi-aș fi dorit, dar dacă este o variantă, sunt convins că împreună o găsim și cinstit este să menționez că am avut întotdeauna un sprijin însemnat din partea membrilor comunității care au fost alături și care nu odată au venit cu ideile care au salvat situația. Adică e frumos să primești o laudă, dar cinstit e, cum se spune, să dai cezarului ce al cezarului. Sau uneori motanului care a venit la rândul lui cu idei. L-am prezentat într-o emisiune anterioară. Vă mulțumesc mult, vă doresc o seară frumoasă. Vă mulțumim, domnule deputat. Să ne revedem curând. Mulțumesc. La revedere tuturor, vă mulțumim că ați urmărit această ediție.